Credeam că ești mai plinuță, sincer. Și când ți-ai luat asta aia și a fost aia, dar de mult, numai știi, când ți-am zis eu, nu venea să cred. Mă uitam la tine, zic, bă, nu vine să cred ce fie, adică că ai fiești... Mijlocel. Da, mă! Și eu mă gândeam, zic, bă, dacă e așa, numai de alea așa largi, eu unde să văd că ea e... Da, mie nu-mi plac astea, nu vezi că mie îmi plac astea largi. Da, care... și mie îmi plac astea. Păi astea-mi plac mie, nu alea care abia mă... Și... Aia așa, când te uiți. Nu știu, când te uiți, așa ești. Pe bune vorbesc. Și Roxy nu știam care ochi e așa frumoși. Până nu și-a dat... Cristian, ai pus-o pe complimente astăzi. Nu, mă, dar eu... Ai lăsat ceva urât. N-am ce să zic urât, dar de frumos. Ea... Ți-am zis, gata, nu mai am zis. Dar de ea nu știam care ochi e așa frumoși. Până nu am văzut să dăduc cu rimel. Da, băi, mie mi-e foame, lasă-mă. Cristiana, ai băut ceva? Nu. E, cred că era bidonul ăla, știi, de la Teo, care se duma. Și-l băgăm la congelator? Ce bidon? Este un bidon acolo, de mine la Maro. La, mă, mă, nu înțeleg. De la petrecere, mă. A, lasă-l. Sunt două, dacă nu. În glumă, mea. Iar am tot asta. Ce ai făcut? Cum, Doamne iartă-mă, o fac? Stai că ți arăt eu cum. Cum, Doamne iartă-mă? Cum, Doamne iartă-mă? Cum, Doamne iartă-mă, ce? Uite, nu trebuie să fie așa. Nu, stai puțin că ți arăt eu. Uite așa eu trebuie să fie. Deci acum când mă ridic în sus? Dar nu trebuie să stea așa. Păi nu trebuie să stea așa, că e prin făcut. Nu știu cum a făcut Marian, că și lui s-a întâmplat așa. Și l-a făcut-o repede. Nu așa, nu. Uite, trebuie să intre în ală. Stai. Îmi sare în ală. Da, vezi? Stai că-mi sare astea. Prinde-mă în brațe, iubește-mă, ascunde. Ai văzut? Sus. Cum ai spus? Păi spune dacă îți mulțumesc, se zice. Dai! De la... Unde duci, Eli? Iar ai făcut mărduși pe aici afară. Hai. Alo? 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 Băi, e frig, vină încoace, Eli. Băi, ai făcut baie, intră în casă. Eli, ți-ai făcut duș, treci imediat încoace, du-te sau omoane. Hai, după aia zice că eu doare măsa. Nici un minut, ia un coace. Cum că ți-ai făcut baie, nu fi. Bă, nu mai stai deloc, treci căs. Tocmai acum ești. Acum ai ieșit din duș, hai. Treci. Treci imediat. Hai mă că e frig, vorbesc serios. Da, mă, ula ceas, dacă n-ai venit într-un mână să vezi ce bătaie zau, dar ce înseamnă asta? E, drăcie. Abia ieșit din duș, mama mea, m-a dat pe mine. Mama, închide mâna. Că mă o să dau drumul la căldură. Nu, că de-abia am stins-o. La ce? La căldură. Cum să dai drum la căldură? Pentru că... Așa vreau. Nu. Facem și paga. Cristiana, nu mai faci pagata. Eli poartă la valieră. Dacă Eli poartă la valieră, să avem o petrecere. Avem petrecere? Sâmbătă. Avem petrecere! Avem petrecere! Avem petrecere! Vino aici! Poartă la valieră! Poartă la valieră! Petrecerea mea a venit! Poartă la valieră! Avem petrecere și au ce repede am venit! Când deschizi ușa, Eli! Unde spuneți că e petrecerea? Da, ceva obit! Așa mi-a sărit în... Nu, vorbim serios! Gât! Asta ne dorim, o petrecere! Cu ocazia că noi vrem! Mai contează cu ce ocazie? Cu ocazia că e joi! Înaintea tăierii porcului se face o petrecere, nu? E joi! Azi n-ați trecutul cu noi. E joi. E joi.
E foame. Arș! Urâtă. Eu de-aia nu suport. Nu știu, mă bucur că Maria nu îi plac prăjelile, că nu se fac niciodată pulpe prăjite. Poți să le faci. Dar... cu atenție. Se gândea că oare ce să zică. Cu atenție. Și cu capac. Nu cu tigaie deasupra, cu capac. Să faci că n-ai Andrei Cuca. Da. Doar în abur. Nu o prăjești deloc? Da. Doar în abur. E joi. Azi l-a trecut cu noi. Nu mai făcut. Nu mai putem. Deci, tu-s capricorni care îi cunosc, fac așa. Pe câte la rolă? Pe 10. Pe 10. Ce n-am mulți ani. Normal. Care de vinerea? Că o să-i zice nu. Da. Ca de sâmbătă. Sâmbăta? Păi, ziua ta ca de vinerea. Întâi ca de joi. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, păi 8! A, tu ești 8. Da. Eu mă duceam la 10. Păi, da. Sâmbătă, că ziua lui Cristian întâi vine. Joi, 2. Hai mă că joia pică ziua mea. Vine. 3, sâmbătă. Duminică, 4. 4. Și cu 4? Duminică. Și cu 4. Luni, marți, miercuri, joi. Păi și ți-am zis că joia ca de ziua ta. Și tu ai zis vinerea. Joia, mă, și după aia vine 9-10, sâmbăta. Da. Și duminica. Deci nu de ce ne contraziceam acum? Nu de ce ne contraziceam. Unde e ziua lui Cristian? Da, duminica. De sâmbătă o să avem petrecere la natură. 10-11. După ea. Le ieși ziua lor. O să avem pe 7. Pe 8. Și pe 9. Pe 9. Pe 10, pe 10, pe 10. Pe 10. Și pe 11. Și pe 11, mamă. Și avem și pe 1, și pe 2, și pe 3, și pe 4, și pe 5, și pe 6, și pe 7. Wow. Și pe 8, și pe 9, și pe 10. Wow. O să ținem numai pe 3. O să treacă repede. Acum, de când o să înceapă. Nu mai vorbiți aborări din alea, de ale voastre. Mai aberați, mă. Nu te importă. Mă, ce-ți alea. Dragi concurente, de ce de două ori, asta e partea a doua. Până duminică. Până duminică trebuie să vă gândiți ce vă doriți de la anul nou. Fetele care nu au cuplu, care au un cuplu să se gândească ce își doresc pentru parteneri. Iar fetele care nu au cuplu, adică noi două, să se gândească ce își doresc să li se întâmple. Să li se întâmple în anul 2015. De asemenea, mamele trebuie să se gândească ce își doresc de la anul nou. Fiți originale și încrezătoare. Succes! Și când trebuie. Păi și deci ce ne dorim de la anul 2015? N-ați înțeles? Ce își doresc pentru... Până duminică trebuie să vă gândiți ce vă doriți de la anul nou. Fetele care au un cuplu... Fetele care au un cuplu să se gândească ce își doresc pentru partener, iar fetele care nu au cuplu, adică noi două, să se gândească ce își doresc să li se întâmple în anul 2015. De asemenea, mamele trebuie să se gândească ce își doresc de la anul nou. Noul an. Fiți originale și încrezătoare. Succes! Mono, hai să spunem că ne dorim să vină părinții! Da!
Să vin.